Pentru că socotesc că ceea ce spun eu trebuie să fie o continuare a ceea ce se spune. Și întotdeauna, atunci când sunt interlocutori de prestigiu, poți găsi lucruri pe care să le continui. Așadar, am să pornesc chiar de aici. Și de la această asociere tragică între ceea ce s-a întâmplat astăzi, cumplit într-un pământ pe care îl socoteam deja sătul de sânge, iată, s-a dovedit un vortex care a mai simțit nevoia. Probabil că a vrut să ne dojenească pentru faptul că n-am vorbit destul despre Katyn și despre uciderea atâtor intelectuali și atâtor ofițeri polonezi în perioadele acelea. Și de aici, de la Bistrița, trimitem un gând de compasiune pentru poporul polonez și nu pierdem prilejul, fiind vorba despre un trist eveniment al istoriei în care au fost puși la oaltă polonezi și ruși, Katyn, să amintim că în perioadele acelea grele de început de război, România a primit guvernul polonez, a primit pe emigranții polonezi, a primit tezaurul polonez, pe care l-a returnat integral. Și nu pot să nu fac asocierea cu Laurențiu Urici, care a murit la fel de absurd. Și moartea sa este cu totul simbolică, poate. Odată vom vorbi despre asta, când vom fi mai aproape de propria noastră moarte și atunci nu vom fi judecați că încercăm să utilizăm moartea altora pentru a fi noi mai patetici și mai sensibili. Dar pentru că a venit vorba de Laurențiu Urici și credeți-mi, puțin prieteni așa de bune ați avut aici în Bistrița ca pe Laurențiu Urici. Despre el vreau să spun câteva lucruri. Primul, că era unul dintre oamenii care erau acasă pretutindeni în România. Am mers cu el la Buzău și a început să povestească cum a fost el când era școlar și cobora pe străzi și lumea s-a emoționat. Aici am fost la Ploiești, unde a povestit cum a făcut el școala și cum mergea pe strada spre gara pentru că a stat și lumea a fost foarte emoționată. Aici am fost cu el la Baia Mare, unde a povestit în timpul școlii cum venea el la Arad. Și când am ajuns și la Arad și a început să povestească cum în timpul școlii el cobora străzile pline cu castani, a zis Laurențiu, pentru numele lui Dumnezeu, măcar fă-o când nu sunt eu de față. La care Laurențiu mi-a spus, așa ca un copil prins asupra faptului, la urmă, ce tata era cantonier. Zice, am făcut școală în 11 orașe. Laurențiu Urici era o pildă de ceea ce trebuie să fie un om politic, o călăuză. Rar am găsit un om care să aibă cultura lui. Și am să vă dau o istorie, din nou, pentru că viața lui poate fi povestită la astfel de împrejurări care fiecare are o cheie simbolică. El nu numai că știa aproape tot despre literatură, dar el știa ca scorpionul din cărți să-ți și corecteze greșelile tale despre literatură. El avea un joc. Îți spunea, gândește-te la un scriitor de oriunde de pe globul ăsta. Și eu îți spun 14 întrebări. Și după 14 întrebări spun la ce scriitor te gândești. Începea. Înainte de Hristos, după Hristos. Bărbat, femeie. A scris despre sine, n-a scris despre sine și mai departe. Și a făcut această încercare la filologie, la Timișoara, la Universitatea de Vest. Și s-a ridicat o studentă și a început să o întrebe. Și la a noua întrebare i-a spus, nu se poate să fie Traian Tecoșovei. Pentru că fata se gândise la Tecoșovei, dar i-a răspunsese greșit întrebărilor lui. Deci el nu numai că a știut la cine se gândise fata, dar i-a spus, nu e bine ce spui tu despre cel la care te-ai gândit. Adică făcea curat și în gândurile cele. Acum, eu am avut doi interlocutori în ceea ce privește literatura. Cel dintre ei a fost învățătorul meu, Mircea Ciobanu. De asemenea, un om de aleasă cultură și care a scris o carte emoționantă de convorbiri cu regele Mihai la începutul anilor 90. Și al doilea, Laurențiu Urici, a cărui poziție în Revoluția mea literară a fost
puțin mai sincopată și mai contradictorie. El era un om care îi plăcea să se joace. Era un fel de personaj al lui Hesse, așa, din mărgele de sticlă. El spunea, n-ai dreptate. Sau spunea, ai dreptate, dar din cu totul alt motiv decât Hesse. Și îmi aduc aminte, eram tânăr poet, pe la 20 de ani arătam precum arcașii de pe frize de la Persepolis și citeam în fața unei asistențe înduioșate formate din segmentele cele mai vulnerabile, adică doamne venerabile și elevei de liceu care suspinau și fusese adus și un tânăr critic care fuma într-una și agita niște chei. Și care la sfârșit, vizibil iritat pentru că cele două categorii țineau neapărat fiecare să-și exprime opiniile despre poeziile mele, a sfârșit, a spus, uite ce e, eu n-am decât atât de spus. Dacă vreți să știți cum nu trebuie scrisă literatură, citiți poezia acestui domn. Și am plecat. Au trecut ani. Când în 1994, în sfârșit, am publicat poezie, nu alea de la 20 de ani, ci de pe la 25-26 de ani, Laurențiu Ulici mi-a dat un telefon și mi-a spus, uite ce e, Varujan, zice, vreau eu să-ți prezint poezie. Da, zic, de ce l-am zis? Pentru că vreau să-mi cer scuze. Pentru că eu am fost cel care acum 15 ani am spus ce am spus și vreau să mărturisesc adevărul. Aveam o partidă de bridge și eram deja mare întârziere. Și asta m-a făcut atât de nervos încât am spus ceea ce am spus și atunci mă simt obligat ca la primul tău volum de poezii eu să spun ceea ce ar trebui poate să spun cu mulți ani înainte. Dar tot Laurențiu Ulici, când a publicat culegerea de 1000 de poezii, mi-a spus Varujan, pentru că n-ai mai scris nimic de câțiva ani și pentru că politica te risipește atât de mult, eu n-am să te trec în această antologie, pentru că vreau să te pedepsesc. Acum am să trec la cealaltă temă, care se leagă puțin de această personalitate care a fost Laurențiu. Spunea cineva că popoarele care nu au frontiere se refugiază în istorie, nu se refugiază în cultură. Noi învățăm despre imperii, despre armate, despre cetăți, despre cum oțelul sau fierul supun istoria sau schimbă. Trebuie însă să vă spun că cea mai puternică memorie s-a dovedit nu memoria oțelului sau pietrei sau fierului, pentru că imperiile s-au destrămat și cetățile s-au dărâmat și abatele s-au risipit. Ceea ce a rămas însă de la începuturile omenirii și până astăzi a fost memoria cea mai puternică a celei mai fragile expresii a memoriei. Și anume memoria frunzei. Ne-au rămas argilele de la Ninive, ne-au rămas papirusurile, ne-au rămas incunabilele, ne-au rămas manuscrisele cărțile. Memoria frunzei s-a dovedit cea mai puternică. Dacă noi știm ce s-a întâmplat cu omenirea de 10.000 de ani încoace, știm nu pentru ce s-a construit, ci pentru ce s-a scris. Acesta este, de fapt, cortexul. Este teaca de mielină a civilizației umane. Un popor cum este poporul evreu, dacă făcea cum au făcut asirieni, sau sumerieni, sau babilonieni, sau incași, anume și refugeau cultura în construcții, probabil că astăzi da, mai fericit. Însă ei au construit ceva ce nimeni n-a putut să dărâme. Au scris Pentateu. La fiecare 7 copii avea un învățător, își construiseră o cultură pe care o duceau cu ei. Așa cum luau chivotul și unde îl așezau, acolo își făceau casă. Așa și armenii. În secolul 5 după Hristos, când e greu să vă imaginați ce s-a întâmplat în Europa, cu excepția bazinului mediteranean, armenii au trecut secolul de aur în care aveau universități. Atât să vă spun doar că Sorbona sau Cracovia, s-au făcut cu 6-7 secole mai târziu. Și avem și acum scrierul lui Moise din Horen, mare geograf al vremii, care scria despre vlahi. Una dintre cele mai timpurii scrieri despre români, sub forma vlahilor, este al lui Moise din Horen, în secolul 5, secolul de aur. Armenii